Efectuarea biometriei, adică măsurarea dimensiunilor bebelușului în trimestrul al treilea de sarcină, este importantă. Recomandăm măcar o evaluare ecografică în trimestrul al treilea de sarcină. Este important de înțeles că această ecografie nu are ca scop principal vizualizarea morfologiei fetale. Aceasta se face mai devreme în sarcină, ci are ca scop evaluarea stării de bine a copilului. Foarte important, această ecografie nu calculează sau nu recalculează vârsta sarcinii, ci estimează greutatea bebelușului. În cursul acestei ecografii se fac și măsurători ale fluxurilor de sânge, măsurători Doppler, care ne informează despre funcția placentei și despre oxigenarea copilașului.